Iordache s-a ales cu plângere penală după gesturile obscene făcute în Parlament. Asociația Voci pentru Democrație și Justiție anunță că a depus o reclamație la poliție în acest sens. Este un gest inacceptabil care nu are nicio legătură cu politica. Parlamentarii trebuie să fie modele pentru cetățeni, nu contramodele. Considerăm că Parlamentul României nu ar trebui să fie altceva decât un spațiu de dezbatere și argumentare a unor politici publice, de adoptare a legilor bune și constituționale pentru țară, de respectare a angajamentelor internaționale. Asumate și de respect față de cetățenii României reprezentați de către acești demnitari, iar nu a comportamentelor indecente, au scris reprezentanții ONG-ului pe Facebook. Deputatul PSD Florin Iordache, președintele Comisiei Speciale pentru Legile Justiției, a făcut miercuri, un gest obscen către parlamentarii opoziție, chiar în plenul forului legislativ, după dezbaterile prinse privind adoptarea ordonanțelor de urgență, ce au adus modificări controversate legilor Justiției. Ulterior, Iordache a negat că ar fi fel făcut acest gest în ciuda imaginilor care demonstrează exact contrariul. Vi s-a părut, a spus acesta senin, jurnaliștilor.